Important e că mă simt bine, mă simt bine alături de fete, am încredere în această echipă. Avem două luni de muncit, dar două luni de muncă intensă. Da, pentru că iubesc acest sport și îmi place tot timpul, atunci când joc, să încerc să dau tot ce e mai bun din mine. Chiar dacă am o vârstă mai mare față de colegele mele, încerc să fie bine și, în primul rând, să ies sănătoasă, că asta e tot ce contează. Urmează turneul final, unde de data asta toată lumea speră să-ți aduci o contribuție importantă. Da, până atunci mai este foarte mult. E un turneu final la care am așteptări de la noi, în primul rând pentru munca pe care o depunem, și e o șansă pe care mi-aș dori să o fructificăm și să nu ne pară rău. Asta e tot ce contează și asta le spun și colegilor mele. Atunci când ieși din antrenament, să zici, bă, sau din meci, am dat totul, atât s-a putut. Bianca, iată că a venit debutul la senioare și pe teren propriu. Cum a fost pentru tine? Emoțiile au fost mari, dar fetele m-au ajutat să trec peste, m-au încurajat. A fost o atmosferă foarte frumoasă, tribuna, totul a fost exact cum mi-am putut imagina. Apropo, tribuna ți-a strigat numele. Da. Mă susțin foarte mult și îmi dau foarte multă încredere în mine. Mă ajută foarte mult. Cum te concentrezi la 7 metri? Am văzut că era cât faci să-l apeli și pe al doilea. Da. Păi, important e să am încredere în mine, să știu că pot să o fac, să mă focusez doar pe aruncare, să nu mă intereseze ce e în stânga și în dreapta și să apăr. Îți dorești ca sezonul următor să fie o prezență constantă în lotul prahovean? Da, chiar mi-aș dori din suflet. Mai ales colegele îmi dau încredere, sunt cu mine, indiferent dacă e gol sau nu, mă încurajează. Îmi place foarte mult atmosfera la senioare.